cea mai interesantă poveste este următoarea, în care ar fi implicat și rege domnul Iordache, pentru că este că vrea să facă vrea să facă al justiției lege. Bun, și se dă una mucată, ceva de genul. Două persoane de sex diferit, în care una era în post de conducere, una era subaltern. E, numai că este în felul următor la această lege. Conform legii, dacă tu te dai la șef sau mă știu eu ce, este hărțuială. Dacă șeful te dă nu știu cum la tine, din nou este hărțuială. Interesant, nu? Dar ce se întâmplă când cei doi chiar se plac? Na, ce drace, că nu poți să aplici legii. Deci, practic, trebuie să-i ceri șeful. Am voie să mă cuplez cu șeful sau șefa sau nu știu ce. Cum se face așa ceva? La mine nu se poate așa ceva. În roiul intern nu ai voie așa ceva. Și uite așa, ajungi ca și nu știu cine. Să dăm un exemplu. Cristi Borcea și cu Pelinel. Pă când crezi, dragul vede Cristi, când ești din Bunău, ca să ne plimbăm prin oraș. Interesant. Pentru că pentru asta nu aveți aici. Practic, ca să ieși la o întâlnire între două persoane care se plac și tu le pui copii, pe când că la tine e literă de lege roiul și toate cele, și a voastră procedură, faci ceva de genul un proces mic. Și cine e de vină? El e de vină că a încălcat roiul, el e de vină, sau ea e de vină că a încălcat nu știu ce, faci proces și toate cele. Și uite așa a ajuns cu 5 ani cu suspendare sau mai știu eu ce, pentru că șeful vrea o tură cu șeful sau șeful cu șeful. Și uite așa, în momentul acesta se despart lumile. Îl bălătărește, că n-a făcut, că n-a adres, că nu știu ce. Pentru că n-ai cum. Nu ai cum. Nu se poate. Vezi? Ai dat o lege măreață. Un roi măreț. Întâi trebuie să fie șeful înainte. Șeful are dreptate. Șeful are tot timpul dreptate, da? Șeful, șeful, șeful. Și uite așa, ajungi să pierzi tot ce ai. Ceva de genul, o poveste în felul următor. Unele un pic sau mai puțin reale. Ceva de genul. Cum mă n-ai bine să-i spun? Alo, șefa sau nu știu cine, că o plac fără să intre la hărțuială. Pam, pam. Și fără să încalcă roiul. Pam, pam. Na, că nu mai merge. Așa că apare proces. Pe când consideri că o să ieși din proces? Cine e vinovat? Cine plătește? Nu plătești.
Păi na, cum? Una mea, ți-i spui. Așa. Că așa, că s-a întâmplat așa. Da? Ca să nu s-audă. E, numai că între timp își pun băieții cu scoadele. A, nu se întâmplă așa ceva. Șeful trebuie să aibă dreptate și întâietate. Șeful. Are întotdeauna dreptate și întâietate. Da? Sau cealaltă variantă. Când începe, mă fac cu șef. Acum am nevoie de cineva alături de mine, cineva care să mă susțină, cineva care să nu știu ce, cineva care să nu știu cum, cineva care să nu știu ce, cineva care să nu știu cum, și începe cu listuța. Am nevoie de un fraier care să mă susțină când mă duc la muncă și când mă cheamă șeful, am nevoie de nu știu ce, am nevoie de nu știu cum, am nevoie de nu știu ce, listuța ce. A, și încep să cauți. Ăsta are pietre la ficat. Ăsta are un dinte crăcănat. Ăsta are o față cârd. Ăsta la altul are o față nu știu de care. Ăsta la altul are o față de nu știu de care. Și uite așa, ajunge în față, frate, da? Interesant. Ca să faci această lege măreață, să apară băieți înainte, în față, are bani, are casă și mașină, are toate cele, bani și de benzină și motorină, mușcat în oraș, da, știți că nu știu ce, nu știu cum, o să-i bagi în față cu legea concubinajului sau parteneriatului sau mă știu eu ce. Da, da. Cum rămâne cu roiul, șeful, șefa și subalternul. Sau șeful, șeful și subalternul. Ne? Depinde. Viciu de procedură. Din ce în ce mai bine. Pentru toată lumea e bine. Și uite așa, te trezești cu o chestie din aia, m-a hărțuit, nu știu ce, nu știu cum. Interesant, nu?